invitat ca și vicepreședinte al organizației PNL la nivelul județului. Am dat curs invitației domnului președinte și a domnului prefect să participe astăzi. Aș vrea să aduc câteva lucruri, să lămuresc câteva lucruri. Mai ales că suntem în postul mare și în postul mare al Crăciunului, unde se naște Mântuitorul, nu e bine să venim cu cuvinte urâte și eu nu o să fac așa ceva niciodată. Dar pentru faptul că mi-a fost jignit copilul, trebuie să vin să-i spun că eu n-am nimic cu domnul Mureș Noranu. Eu cred că acea expresie, îi dau dracu, este o expresie a dânsului pe care o formulează ori de câte ori este nevoie. Mă cred și la fața la preot, cred că zice, îi dau dracu de pe aia. Dar este o expresie pe care și eu nu pot să mă supăr pentru faptul că, da, tot timpul și avem o relație frumoasă. Mai mult de atât, vreau doar un singur lucru să spun. Sunt una din primările care am fost tot timpul sancționată de Garda de Mediu. Și asta nu înseamnă că au făcut-o pentru faptul că, vezi, Doamne, e băiatul meu. De câte ori s-a venit, adevărul curat e că cetățenii nu vor, cu toate că le-am făcut de toate demersurile și am și dat sancțiuni pe tema asta. Avem încă o problemă și sper să o rezolvăm. Din această cauză, eu am fost amendat acum 3 săptămâni cu 25.000 de lei, am plătit 12.500 și am și dat în instanță, acum ne judecăm pentru această amendă. Deci n-am avut ce să spun că nu sunt de acord. Partea de colegialitate, eu vreau să vă spun că la Ministerul Dezvoltării, la CNI și cred că inclusiv la Ministerul Mediului, de câte ori am ajuns acolo, sigur au fost și 2-3 primari din partea PSD-ului. Noi ca și primari avem o legătură destul de bună cu o parte din ei, dar n-am văzut din partea PNL-ului și din partea domnului președinte, ceea ce se vede și în fotografiile făcute, ba cu ministrul Ion Ștefan de la Dezvoltare, ba acum cu domnul ministru de Dezvoltare sau de la Mediu, au fost tot timpul primiți și e bine noi să colaborăm. Conducerea Consiliului Județean este pentru tot Consiliul Județean, nu este numai pentru o parte a PSD-ului, ci m-aș bucura să fie pentru toată lumea. Recomand acum încolo. Uitați, eu vă dau exemplul meu. Am o secție de lupte. Am două secții de fotbal, din care una de copii, mă refer în special la copii. Secția de lupte a adus copii la ultimul campionat de la Călăraș, cel care este campion național, este de la tricolorul Jegălia, e în clasa 8-a sau în clasa 9-a, deja trec pe Călăraș. Dacă ne vom lăuda cu copiii de la Jegălia care au trecut la ASR, voi face cor. Le-am și spus, desfințez echipa de lupte, nu este ușor să ții 65 de copii, să-i trimiți în cantonamente, să-i trimiți la toate concursurile câte o săptămână și să nu ai niciun ajutor din partea Consiliului Județean. Am 70 de copii la echipa de fotbal, vin copii și de la Unirea, vin copii și de la Borcea, pentru că încercăm să facem un lucru frumos. Nu-mi dă nimeni niciun ban. Nu vă spun că ultima, uitați, ați avut pe data de 1 decembrie fanfară. Fanfara de la Călăraș, care a intonat imnul României, în afară de cea de la Ciocănești, a fost cea de la Jigăria. Am fanfară de copii. Nu este ușor ca o primărie, care are în jur de 3.800 de locuitori la ora actuală, să susțin fanfară, să susțin dansuri, vreo 65 de copii și acolo la dansuri, să susțin lupte libere. Fotbal. E foarte, foarte greu. De asta îi recomand domnului președinte al Consiliului Județean, celor care sunt în subordinea, poate că nu știe și va trebui cineva să aducă la cunoștință, cel puțin pe sport. Dacă vrem, ca într-adevăr, am copil, de exemplu, la cântec de muzică populară, la cântec de muzică ușoară, nu ne ajută nimeni cu nimic. Ar fi fost corect ca toate comunele unde avem copii să-i ridicăm, dar să știți că cu banii care îi are localitatea este foarte, foarte greu. Mai mult de atât, niciodată Jegălia n-a avut dreptul la bani decât prin instanță sau nu știu cum am reușit să luăm niște bani. Dar m-aș bucura dacă această dezvoltare a acestei comuni să fie o coaliție la fel ca cea de la București. Am văzut că cea de la București totuși funcționează. La noi nu funcționează absolut deloc. La noi funcționează răutatea, la noi funcționează dușmania, la noi funcționează totuși altceva decât a lăsat bunul Dumnezeu, iubirea. Noi nu avem. Eu sper că și la nivel mare să avem această posibilitate ca noi primarii să putem să colucrăm cu toții și să venim cu un plus valoare al acestui județ, că e foarte important. Iar